Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi, poligonul militar secret în care se experimenta un dispozitiv tehnic de teleportare. Cititorii revistei online Jurnal Paranormal s-au interesat care e poziția lui Vasile Rudan față de postarea unui corespondent al forumului Rufon privind implicarea acestuia în experimente paranormale din poligonul militar din Curbura Buzăului. Redau ad literam textul postat pe forumul Rufon. Tatăl meu a fost ofițer și asigura paza poligonului militar secret în care Vasile Rudan făcea experimente paranormale. Înainte de a muri, tata mi-a spus niște chestii interesante. Ca atunci când Vasile Rudan intra în poligon, dispozitivul de pază intra în alertă maximă pe o rază de 5 km. Era interzis orice acces în zonă. După revenirea lui Henry Coand în țară, se vorbea că acolo se experimenta un dispozitiv tehnic de teleportare cu componente instalate pe mai multe stânci. Pe savantul Coandă, tata nu l-a văzut niciodată acolo, dar Rudan era un fel de șef absolut. Până acum, Rudan s-a ferit să răspundă la câteva întrebări jenante. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu cei doi militari cobai care s-au dezintegrat în timpul experimentelor? Cum de-au dispărut cei doi brăileni, cadre militare ale Ministerului de Interne, dacă înainte de această întâmplare poligonul a fost dezafectat prin dinamitare? De ce un prim secretar PCR al județului Buzău a fost bătut bestial pentru că s-a apropiat de poligon, iar după câteva zile a murit? De ce a murit subit de atac de cord următorul prim secretar al județului Buzău? După ce a trimis în zonă un ofițer de securitate cu radio-telefon să raporteze ce se întâmplă în zona poligonului. În privința cursului de autoapărare extrasenzorială, asta vrea să fie o compensație pentru răul pe care l-a făcut VR, fie și indirect, cu acele experimente sau a primit ordin de la masonerie să producă paranormal pe bandă rulantă care să fie trimiși unde. Din câte am aflat, cursul ăla nu e organizat de Rudan, el doar îl predă în baza unui contract semnat cu Nexus, mai bine zis cu CIA sau cu un alt serviciu de informații străin. Cum se face că în zona poligonului, Vasile Rudan și telepații lui Mucoș de 90 ani erau dotați cu radiotelefoane Philips cu antenă telescopică de 2 metri, iar noi, ceilalți muritori, nu aveam dreptul să avem nici măcar radiotelefoane jucărie cu raza de acțiune de 2 metri? Sau cum explică Rudan situația penibilă că atunci când era convocat la cabinetul generalului Ilie Ceaușescu, intra la ștab imediat în timp ce ofițer superior și general trebuiau să-și aștepte rândul în anticameră. Rudan spune că știa doar din auzite cum trebuie să instruiți viitorii killer psi. Știu sigur că realitatea e alta. El instruia killer paranormali care după aceea erau făcuți scăpați peste graniță. În legătură cu acel curs rămâne, cum am spus, puterea servicii secrete străine. Vasile Rudan e cercetător recunoscut în domeniul fenomenelor de frontieră. Timp de 3 decenii a efectuat cercetări experimentale la cererea și sub controlul armatei. Deține 4 recorduri mondiale în comunicații telepatice. Iată răspunsul marelui cercetător din Jurnalul Paranormal. Nu am motive să pun în discuție cele relatate de corespondentul Rufon. Informațiile furnizate de corespondenți sunt reale. 2 cadre militare din Ministerul de Interne au dispărut instantaneu, deși instalațiile tehnice de teleportare au fost dinamitate. E posibil să fi rămas după dinamitare o instalație activă alimentată de energii neconvenționale. Probabil e activă și în prezent. Surprinde însă faptul că... Corespondentul Rufon menționează că atunci când eu eram convocat la generalul Ilie Ceaușescu, șeful de facto al armatei, intram la ștab imediat în timp ce ofițer superior și generali își așteptau rândul în anticameră. Și această informație corespunde adevărului. E posibil ca tatăl corespondentului Rufon să se fie aflat printre cei care își așteptau rândul să intre la generalul Ilie Ceaușescu. Baza poligonului militar secret nu intra în atribuțiunile mele, era treaba armatei. Nu eu sunt responsabil de moartea celor doi prim secretari PCR județeni. Ei știau că accesul în zonă era interzis și pentru prim secretarii PCR județeni și pentru persoane trimise de aceștia în zona poligonului militar din Curbura Buzăului. Henry Coandă nu a fost niciodată în poligon și aici are dreptate corespondentul Rufon. În problema celor doi subiecți militari care s-au dezintegrat în timpul experimentelor, nu eu sunt responsabil de acel accident terifiant. Procedura de teleportare era urmată după instrucțiunile elaborate de Henry Coandă. Cât privește dotarea unor mucoși telepați cu radiotelefoane având antele telescopice de 2 metri lungime, și această informație corespunde adevărului. Comunicațiile telepatice în poligon se făceau pe distanțe mari și trebuia menținută legătura radio cu telepați. Experimentele de teleportare inițiate de savantul Henry Coandă în poligonul militar din Curbura Buzăului
au fost sistate după imposibilitatea recuperării celor doi subiecți umani. În mass media internațională scapă doar frânturi de adevăr în privința teleportării omului. Au trecut aproape 5 decenii de la experimentele care s-au desfășurat în poligonul militar din Curbura Buzăului. E posibil ca unele puteri militare să fi rezolvat integral problema teleportării. De ce se tem guvernele ca acest secret să nu ajungă la masele umane plătitoare de biruri, ce asigură condițiile materiale necesare desfășurării cercetărilor experimentale la limitele cunoașterii. În urma unor teste experimentale efectuate între 1978-1989 în regiunea Bozioru, a rezultat că în anumite situații, când se întrunește un număr nedeterminat de factori electromagnetici, geomagnetici, biofizici și de altă natură, e posibilă dispariția instantanee a unor persoane. În această zonă au loc unele fenomene paranormale ce încă nu pot fi explicate prin legile fizicii, așa cum le cunoaștem în prezent. Inexplicabil este și ceața albastră, strălucitoare, cu irizări ciudate, care se manifestă sub formă de cupolă măsurată cu un dispozitiv pentru radiații luminoase și având 28.000 de grade Kelvin. Acest fenomen e însoțit de o concentrare a infrasunetelor de foarte joasă frecvență, 3,4 Hz, și de un zgomot de fond foarte supărător pentru ființele vii. Omul poate avea stare de greață, cefalee, simte că îi vibrează toate celulele, scrie RomaniaTV.net. În acele momente pot apărea halucinații vizuale și auditive, în cazul în care subiectul uman depășește o limită de siguranță, el poate fi aspirat violent în interiorul acelei ceți albastre, care ia forma unui vârtej relativ orizontal. Doi subiecți umani voluntari, dintre care un fizician, au descris în mod similar ce li s-a întâmplat în timpul aspirației, experimentele fiind făcute la un interval de 2 ani. Apropierea de ceața albastră creează o stare de teamă ce se transformă treptat în spaimă incontrolabilă când subiectul e aspirat cu violență într-un tunel energetic turbionar, la capătul căruia se vede o lumină albă strălucitoare. Invitat la emisiunea Miezul Problemei, domnul Vasile Rudan a relatat experimentele, întâmplările și misterele din Munții Buzăului. Potrivit universularjeshan.ro, nu mai este niciun secret, ba e demonstrat științific, lucru acceptat de tot mai mulți cercetători, că deasupra țării noastre se întinde una dintre cele mai puternice umbrele energetice protectoare de pe întreaga planetă. Iar dacă România e țara cu cele mai multe puncte energetice de pe planetă, Argeșul e locul cu cel mai performant centru energetic, denumit Tricornul Dacic. Aici, pe vremea lui Ceaușescu, s-a permis antrenarea în mare secret a unor soldați pentru misiuni paranormale, cum ar fi identificarea unor obiective militare prin metode extrasenzoriale, prezicerea unor accidente, vindecarea rapidă a soldaților răniți, etc. Pasionații de ezoterism, care cred cu putere în paranormal și energii miraculoase și incontrolabile, de origine necunoscută, popularizează foarte tare ideea scuturilor și a zonelor cu încărcătură energetică miraculoasă. Cercetătorii în domeniu au alcătuit o adevărată hartă a acestor puncte energetice, în care spun ei, oamenii simt o stare de bine, liniște și echilibru, plantele cresc miraculos și clima e echilibrată. Concluzia acestora este că România beneficiază de unul dintre cele mai puternice scuturi energetice de pe planetă, având pe teritoriul său numai puțin de 7 astfel de puncte din cele 11 care ar exista pe Terra. Cel mai puternic, cuprinzând zona de nord a Argeșului, mai exact de la Arefu până sus pe Transfăgărășan, deasupra lacului Vidraru. Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu exista chiar o unitate specială de ofițeri extrasenzoriali, conduși de generalul Ilie Ceaușescu, ce erau antrenați pentru sporirea capacităților paranormale sau extrasenzoriale în astfel de zone cunoscute încă din timpuri străvechi de strămoșii noștri daci. Ideea înființării unității speciale de ofițeri extrasenzoriali conduși de generalul Ilie Ceaușescu a fost împrumutată de serviciile secrete românești de la ruși. Practic, în 1983, KGB și Ministerul Apărării de atunci au permis antrenarea unor soldați ruși pentru misiuni paranormale. În decembrie 1989, în Rusia a luat ființă unitatea specială 10.003, din ordinul șefului Marelui Stat Major, generalul Mikhail Moiseev, având doar 10 ofițeri paranormali, cei mai buni dintre cei antrenați. La noi, unitatea specială de antrenament paranormal urma să fie înființată oficial tot în 1989, odată cu cea sovietică. Numai că față de a rușilor, care a devenit funcțională, a noastră n-a mai avut șanse dat fiind evenimentele din 1989. Sau s-a ascuns cu bună știință acest lucru.
Cercetătorul Vasile Rudan, specialist în percepție extrasenzorială, a lucrat sub contract strict pentru această unitate românească de studiere a fenomenelor paranormale și pentru antrenarea soldaților paranormali. Cercetătorul spune că a condus experimente extrasenzoriale și cu copii superdotați, iar rapoartele, fotografiile și negativele, precum și filmele, erau predate unității respective. Nu avea voie să oprească nimic. La sfârșitul anului 2014 a apărut o carte stranie, intitulată Viitor cu cap de mort, de Radu Cinamar, care face și-a referire la niște descoperiri senzaționale ale unității speciale, despre care autorul spune că se numea Departamentul Zero al Securității. Un departament cu multe zerouri, ceea ce însemna că era foarte, foarte secret. Acesta ar fi fost înființat în 1968 din ordinul lui Nicolae Ceaușescu pentru descoperirea, educarea și dezvoltarea unor subiecți umani care aveau capacități neobișnuite, după exemplul Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Chinei, țări foarte avansate în domeniu. Cum la vremea aceea Ceaușescu nu se avea bine cu rușii, refuzând Moscovei sprijin în ceea ce s-a numit Primăvara de la Praga, s-ar fi semnat, conform autorului cărții, un protocol cu China, protocol ce prevedea ca un anume Dr. Xien, maestru în parapsihologie, să organizeze și să supervizeze activitatea acestui departament ultrasecret timp de 15 ani, iar România s-a obligat să acorde burse de studii la 100 de studenți chinezi pe aceeași perioadă de timp. Deși pare un subiect desprins din celebrul serial Dosarele X, astfel de cercetări au existat în realitate și în mare secret, atât în România cât și în Rusia, și aveau ca scop studierea fenomenelor paranormale. Descoperirea unor zăcăminte speciale de diverse minereuri rare, dezvoltarea unor aparate biomedicale, dar și contactul cu civilizațiile extraterestre ar fi trebuit să fie finalitatea acestor cercetări. Cel mai cunoscut centru energetic de acest fel e Triunghiul din Bucegi, format din celebrele formațiuni Babele, Sfinxul și Vârful Omul. Însă, din punct de vedere al randamentului extrasenzorial, cel mai bun era considerat așa numitul Tricorn Dacii, situat în zona Argeșului, delimitat de axele Cozia Frunț Negoiu, Ghițu Negoiu și Iezăr Negoiu. Adică exact în apropierea zonei unde în prezent se dorește realizarea unei stațiuni montane și a unor pârtii de schi cu pornire de pe vârful Ghițu. Acesta ar fi, potrivit vocilor avizate în domeniu, cel mai activ și mai anihilant pentru multitudinea centrelor de negativare. În ceea ce privește experiența strămoșilor noștri, aceștia cunoșteau toate punctele energetice de mare putere ale României și le însemnaseră cu megalici și altare ciclopice, dedicându-le zeilor primordial. Din punct de vedere bioenergetic, Pământul este o formațiune cu linii pagioenergetice, care se întretaie, se leagă în noduri și se modifică sub influența proceselor geofizice și cosmice. Aceste linii de putere ating forța maximă în anumite zone care emit radiații numite curenți de inteligență. Locurile în care biocurenții inteligenței Terei se întâlnesc cu emisiile energetice cosmice de aceeași valoare sunt considerate puncte privilegiate sau puncte de dragoste și sunt marcate în general de megaliți. Deloc întâmplător, spun cercetările în domeniu, în acele zone a existat o cultă a civilizației uriașilor și mai târziu au apărut nucleele civilizației oamenilor care au construit temple, schituri, biserici, mănăstiri, apărând aceste locuri divine. Alături de centrul din Bucegi și cel din zona Ghițu Negoiu, un alt loc geoenergetic este Polovraș Târgu Jiu, coasa peșteră fără capăt, unde se crede că Zamolxis îi învăța pe vraci tehnici de tămăduire a sufletului și trupului, polivraci. Despre Polovraci, bioenergoterapeuții spun că este cea mai bună zonă pentru tonifierea generală a organismului, așa cum în Bucegi s-a demonstrat științific faptul că există anumite puncte în care organismul uman nu obosește deloc sau, dacă e obosit, se reîncarcă energetic. De asemenea, în același capitol sunt incluse și Sarmisegetuza, un adevărat panteon al cunoașterii spirituale, unde există un platou aproape inaccesibil, împrejmuit pe trei părți de prăpăstii adânci. Aici se află un altar megalitic pe care sunt inscripți într-o limbă nedeșifrată și panteonul de la Cășoarele, unde au fost găsite necropole de uriași și pietre cu inscripții ciudate. Încheie articolul Iulia Vlad. În 1981, Departamentul Zero, care deși face parte din SRI, are o activitate mai mult sau mai puțin independentă, a fost solicitat să intervină într-o zonă mântoasă la întorsura Buzăului. Zona era foarte retrasă și aproape nelocuită. Doi frați alpiniști se antrenau escaladând o stâncă înaltă și relativ izolată din masivul muntos cu pereți abrupți.
Unul dintre ei a urcat până pe la 3 sferturi din înălțimea stâncii, unde a observat niște semne bizare săpate în piatră și aproape erodate de timp. Când a ajuns sus, pe platforma îngustă a stâncii, s-a plecat și a ridicat un obiect ciudat de culoare galbenă care semăna cu un lanț, dar în clipa următoare a dispărut brusc, sub privirea îmbărburită a fratelui său care se afla jos la baza stâncii. A fost alertată miliția, au fost anunțați părinții aflați la Brăila. Inițial, autoritățile l-au bănuit pe cel care i-a chemat că le ascundea adevărul, însă tatăl fraților, fost alpinist, a escaladat cel stânca, a ridicat obiectul și a dispărut instantaneu în fața mai mult de 10 martori, scrie totpal.ro. Au sosit imediat la fața locului mai mulți ofițeri de securitate de la București care au anunțat DZ în acea seară. Zona a fost izolată de o echipă militară pe o distanță de 100 de metri în jurul stâncii. Reprezentanții unei alte direcții din securitate s-au ocupat tot cu dezinformarea sătenilor și liniștirea marturilor oculari. În zilele următoare, un elicopter a fost folosit pentru a cerceta de sus stânca respectivă. Obiectul era un gen de pârghie ancorată în piatra stâncii. Nu se știe cine, cum și de ce a făcut-o. Scrierea de pe stânca a rămas necunoscută. Semnele păreau foarte vechi. Lipsiți de experiență și presați de panica creată, cei responsabili au dinamitat stânca, dar în locul ei a continuat să rămână un contur străvezut de culoare verde deschis ca un abur ușor. După câteva zile însă a dispărut și el definitiv. O confirmare a acestor evenimente descrise de Radu Cinamar în cartea sa apărută în vara anului 2004 o găsim chiar într-un cotidian, ziarul Ziarul, unde se relatează pe larg despre misterioasele dispariții. Iată un citat semnificativ. O primă referire la astfel de dispariții face Dan Fodori. El relatează despre doi brăileni, sursa reporterului i-a cerut să nu le dezvăluie numele, care în anul 1980 au plecat spre Cătunul Nucu, dar într-un loc numit la Tăhărie, unul dintre ei s-a gândit să facă o urcare pe una dintre stâncile cu forme ciudate din zonă. Folosind echipamente de alpinism, tânărul a urcat până în vârf de unde a strigat la prietenul său: uite ce am găsit! S-a plecat, a ridicat ceva ce părea a fi un lanț metalic și a dispărut. O vreme cel rămas jos a așteptat ca prietenul său să termine cu glumele, apoi s-a convins că s-a întâmplat ceva cumplit. L-a anunțat pe fratele dispărutului, care a sosit din Brăila cu o echipă de 10 inci, câțiva dintre ei lucrând în Ministerul de Interne. Chiar fratele dispărutului a urcat pe stâncă. A găsit cel lanțul metalic pe care l-a ridicat și a dispărut și el. Nimeni n-a mai îndrăznit să repete figura. Cei doi frați căutați în zadar prin împrejurimi n-au mai apărut niciodată. În primăvara anului 1990, Cezar Brad a fost numit director tehnic al DZ, iar în 1992 au fost clarificate raporturile dintre DZ și președinția României. Șeful statului a ordonat subordonarea totală și politizarea DZ, însă Cezar i-a prezentat câteva din realitățile șocante care au fost descoperite de-a lungul timpului și implicațiile lor enorme în stabilitatea țării, astfel încât buimăceala președintelui a făcut loc unui acord asemănător celui vechi, în care DZ este quasi independent. Dacă ar mai exista stânca respectivă, presupun, prieten, că și eu și câțiva dintre dumneavoastră am ști pe cine să trimitem acolo pentru ca să dispară. Dar până una alta, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun pe curând.